Bun găsit tuturor la o nouă ediție a emisiunii Hoinari. Zona pastorală a Gorjului e cu totul specială dacă vorbim despre produse locale. De aici provin unele dintre cele mai apreciate produse lactate care se comercializează în județ și în țară. Cea mai cunoscută este brânza de novaci, preparată fie din lapte de oaie, fie din lapte de vacă. În ultimii ani însă, zona a început să se dezvolte datorită agricultorilor, iar pe piață au început să apară din ce în ce mai multe produse din fermele și plantațiile mici, din novaci și din comunele limitrofe. Baia de fier, Polovrat și Crazna. Oferta este diversificată pentru toate gusturile. Găsim în zonă fructe de cultură, produse lactate, preparate din carne, produse apicole și pește proaspăt. După cum bine cred că ați dedus deja, mergem în vizită la unii dintre agricultorii din Novaci care au reușit să-și dezvolte afacerile cu fonduri europene. Ajungem și la Baia de Fier, în ferma unui tânăr de doar 18 ani. Prin exploatațiile fermierilor, îndrumător ne-a fost Marinela Strâmbulescu, expert în accesarea de fonduri europene, consultant de afaceri Aegis România. Ne aflăm la Novaci, la poalele muntelui Parâng, în punctul drumul oii, așa cum îl cunosc novăcenii. Astăzi, pentru dumneavoastră, vom prezenta două dintre cooperativele zonei montane a Gorjului, una care este înființată chiar aici, la Novaci, și este vorba de cooperativa agricolă Plaiuri Novăcene și cealaltă, înființată la Baia de Fier, cooperativa New Mountain Lact. Iată că avem la nivelul orașului Novaci o cooperativă, este cea mai mare cooperativă a zonei montane a Gorjului, este constituită din 10 fermieri cu un potențial de circa 150 de capete de bovine de lapte. Dorim să dezvoltăm aceste cooperative, inclusiv prin accesarea de fonduri europene. Fermierii care au înființat această cooperativă agricolă Plaiuri Novăcene au accesat la nivel individual, fiecare pe ferma lui, fonduri europene și este vorba de instalarea tânărului fermier. Sperăm ca și pe următorul plan național strategic să vină cât mai mulți fermieri la finanțare, pentru că se cunoaște problema îmbătrânirii și depopulării satelor românești, iar România consider că este datoare ca pe următoarea perioadă de programare, pe următorul plan național strategic, să aloce o finanțare mult mai mare pentru instalarea acestor tineri fermieri. Așa cum vă spuneam, cooperativa Plaiuri Novăcene este constituită din 10 tineri fermieri. 10 tineri fermieri care provin din familii autentice de agricultori, de zootehniști ai României și vor să ducă mai departe tradiția. În acest punct ne aflăm în exploatația tânărului fermier Tatiana Rădoi, pe care o să o cunoaștem în curând și să vedeți ce am putut să realizăm împreună cu ajutorul acestor fonduri europene. Românii trebuie să își cunoască producătorii, pentru că, vă spun la modul cel mai sincer, produsele realizate de fermierii noștri au o înaltă valoare calitativă.
După câte observați și dumneavoastră, tot ce este împrejmuit aici este în proprietatea tânărului fermier Tatiana Rădoi. Ea își pășunează o parte din an animalele pe aceste mirifice pășuni. Vă dați seama de calitatea produselor pe care fermierul le face. De asemenea, împreună cu fermierii mei și cu aceste cooperative, am realizat prima platformă de comercializare online, pentru că și noi trebuie să ne adaptăm rapid la cerințele pieței. Mă bucur că cumpărătorii gorjeni au avut încredere în acești fermieri și au cumpărat și cumpără în continuare produsele realizate în această zonă montană a Gorjului. Tatiana, mă bucur foarte mult că ne-ai primit la tine. Ești un exemplu și sunt mândră de tine. Da, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, mă bucur și eu foarte mult că ați reușit să ajungeți în exploatația mea. Într-adevăr, sunt accesant de fonduri europene. Ne cunoaștem din 2016, când am pornit așa împreună la acest drum și anume am implementat mai mult măsura 6.1. Da, și am accesat și într-adevăr n-a fost un drum foarte ușor, dar iată că au trecut primii 4 ani, am reușit să finalizăm și tranșa a doua și totul a fost, am plecat de la un efectiv de 9 bovine, acum pot să spun că în total am 25 de vaci mari, m-am extins 13 vaci de lapte, 12 vaci de carne, încerc să diversific ferma mea. Pentru viitorul apropiat mă gândesc să mai achiziționez câteva vaci de carne, pentru că, să știți, mi se pare un pic mai ușor piața de desfacere și ca și întreținere. Noi aici, într-adevăr, fiind zonă de munte, nu prea stăm bine la capitolul teren. Tot ce vedeți în jurul nostru a trebuit să achiziționez de la zero. Deci, practic, am pornit de la zero în 2016, când, da, pas cu pas. Am cumpărat teren, am investit foarte mult în întreținere, în îngrijirea lui și abia acum pot să spun... Tatiana, aș vrea să te întreb, ce mesaj ai dat tu pentru un tânăr fermier? Care ar fi mesajul tău către un tânăr fermier care ar dori să se instaleze într-o exploatație? De ușor nu este ușor, dar să știți că satisfacțiile sunt foarte mari și nu este stresul muncii de birou. Și v-am zis, satisfacțiile sunt foarte mari când vezi că poți să le înmulțești, când vezi că poți să vinzi un produs și cumpărătorul este mulțumit. Deci să nu se lase, în primul rând. Nu e ușor, e foarte greu. Cel mai greu este cu hârtiile, pentru că în permanență hârtiile sunt foarte multe, dar le-am făcut toate și să nu se lase, nimeni să nu se lase, pentru că satisfacțiile pe termen și scurt și lung sunt mari. Vindem atât laptele direct proaspăt mulți, cât și telemea de vacă. De asemenea, facem și unt proaspăt din lapte de vacă și, când timpul ne permite și așa, și urdă dulce și sărată. Foarte bună! Ne-am dorit foarte mult să ne adunăm acest teren la oaltă, ca să zic așa, a fost foarte greu. Ne chinuim din primul an, din 2016, de când am început proiectul, și acum suntem în proces de achiziționare de terenuri. Foarte greu să găsim toți oamenii dispuși să vândă, vecin lângă vecin, și cu actele în regulă, bineînțeles.
Utilitatea e foarte mare, pentru că, așa cum v-am povestit, fiind zonă montană, nu este cum sunt la câmpie fermierii de acolo, nu poți să-ți pășunezi animalele, că-i grădina vecinului, că-i via, că este livada și atunci trebuie să ai terenul tău. Și ne-am dorit foarte mult și am și avut nevoie de acest teren. Am însumat aproape 4 hectare jumătate într-un singur loc, pe care l-am și împrejmuit și aici ținem animalele din toamnă, undeva pe la începutul lunii octombrie, până primăvara, în cazul acesta, început de iunie, aproape de 1 iunie, că abia acum am reușit să plecăm la obârșa Lotrului, loc unde le pășunăm pe timp de vară, 3 sau 4 luni, cât timpul ne permite. Dacă vremea ar fi fost mai bună, am fi urcat la munte și de la începutul lunii mai, dar nu s-a putut, din cauza vremii. Da, consideri o necesitate asocierea fermierilor? Da, chiar consider că este o necesitate, pentru că, după cum ați văzut, eu chiar m-am implicat și îmi doresc foarte mult, dar până toți oamenii se potrivesc ca să ajungă la aceeași idee și la același numitor comun, e un pic mai greu, mai ales la noi în zonă, că nu s-a discutat niciodată despre o asociație, nu s-a discutat despre o cooperare și atunci oamenii sunt mai reticenți, dar este foarte bine, altfel te poți duce să îți achiziționezi mâncarea pentru animale, că iei o altă cantitate, altfel poți să te duci la piață să-ți vinzi produsele. Deci este beneficiile sunt multiple și pe această cale, că nu întâmplător i-am pus această întrebare Tatianei, pentru că și dumneavoastră trebuie să cunoașteți aceste aspecte. Tatiana este unul din membrii fondatori ai cooperativei agricole Novăcene, Plaiuri Novăcene, cum se numește cooperativa agricolă. Este o cooperativă tânără pe care, cu ajutorul bunului Dumnezeu, sperăm să o dezvoltăm, pentru că în România sunt câteva cooperative de succes și îmi doresc personal ca și zona Gorjului să aibă parte de această dezvoltare a acestui sector zootehnic, pentru că, așa cum am transmis tot timpul, merită. Avem o salbă de exploatații cu care, din păcate, nu am făcut nimic până acum. Acești fermieri trebuie sprijiniți, trebuie informați, trebuie toți să ne dăm mâna, da, de la autoritatea publică, locală, județeană, consultanții privați, toți trebuie să ne dăm mâna, pentru că agricultura, eu încă mai cred că este pilonul pe care România se poate ridica. Avem în imagini exploatația mea de bovine, un număr de 60 de capete, vaci mari și viței, după cum puteți observa, și asistăm astăzi la un episod de transumanță, de data aceasta o turmă de vaci, nu o turmă de oi, cum se obișnuiește în zona pastorală a Novaciului, pentru că sunt crescători de bovine. Transumanță pe care o facem în fiecare an, în familia mea de 31 de ani de când mă știu, urcăm în fiecare an la obârșia Lotrului primăvara și coborâm toamna târziu, când timpul nu vrea să ne mai lase și încep primele zăpezi. Urcăm pe acest traseu două zile, îl parcurgem în două zile. Astăzi o să ajungem pe seară târziu în stațiunea Rânca, unde vom înnopta cu văcuțele, urmând ca dimineață de vreme să plecăm înainte de răsăritul soarelui peste Transalpina până la obârșa Lotrului, respectiv la graniță cu județul Alba, unde avem stâna și unde vom sta pe timp de vară, pe parcursul acestor 4 luni.
ne continuăm călătoria, tot la Novaci ne aflăm, într-o exploatație a unor tineri fermieri, tot finanțată prin sumăsura 6.1 și suntem lângă fermierul Costel Dumitru, pe care îl rog să ne spună mai multe despre exploatația. Este o exploatație sub sere și solarii, da? Și avem căpșunul montan. Este un soi de un selecdar care este o dată pe an la o suprafață de 5.000 de metri sere și solare. Culegem cam în jur de 8 tone. Deci avem o producție de 8 tone, la o suprafață de 5.000 de metri, da, în solar. Da. Acum este pe sfârșit, cum se și vede, este ultimul cules, să vedem. Este un soi timpuriu, să înțelegem. Da, de ce ați ales soiul ăsta timpuriu? Soiul acesta timpuriu este un pământ foarte dur în zona noastră. Montană, fiind, da, și zona montană. Fiind și zona montană. Dar acum am pus un soi, altfel de soi din aceste solare. Încercăm să vedem, aduse din Spania, San Andreasul, care face din august până în decembrie. A, și iată că îți acoperi oarecum o perioadă largă de producție. Eu sunt mulțumit din ceea ce scot și ceea ce am făcut. Bineînțeles, soiul timpuriu, da, până timpuriu, la urmă, da, ți dă și un preț mai bun la raft. Și un preț mai bun la raft și avem contracte și cu Carrefour-urile, de exemplu, avem contracte care... Ați reușit să desfaceți prin Carrefour. Da. Și încă tot să cere și nu avem noi ce să dăm, ce ni se cere nouă. Înțelegeți? Deci ar trebui poate să am încă de 5 ori atât. Ca să faceți față, cerința pieței. Da. Am înțeles. Am văzut că ați făcut acolo, ați venit cu o tehnologie nouă, ca să spun așa. Da. Cred că este prima investiție la nivelul județului Gorj, pe această tehnologie nouă, cu acești soloni suspendați, practic. Am încercat să eliminăm odată munca de jos și îmbolnăvirea pământului și tot felul de alte, să muncim mai cu drag și mai cu spor, cum s-ar zice. Acestul este San Andreas, s-a dus din Spania. La noi nu este în Gorj așa ceva și văd că a plecat bine, e plantat de două săptămâni are plantat și deja au început să se ridice. Ne puteți da o sumă aproximativă a investiției? Pentru că știu că suma, că banii au fost mult mai mulți decât acești bani europeni pe care i-ați primit. Da, banii europeni au fost așa, cum să zic, un fel de ajutor. Sigur. Și un sprijin, dar investiția se ridică cei la 70.000-80.000 de euro. Fermierul este modest, deține și un laborator în localitatea Novaci. Da. Și iată că avem un lanț integrat, da? Produce. Da. Și le comercializăm la mine la laborator, să spunem așa. Da? Exact. Le folosiți inclusiv la laboratorul de prăjituri, da? Da. Prăjituri înghețate, tot felul de... Și sunt cu totul și cu totul naturale. Nu le stropim cu alt fel de insecticide sau ce fel. Deci, ce le dă pământul, așa le lăsăm. În primăvara, când, de exemplu, sunt de furnicărime, de vierme, deci atunci trebuie să urmărești planta să vezi ce are, de ce nu se dezvoltă și așa mai departe. Aceștia trebuie să le dăm pentru dezvoltarea plantei, nu pentru, să zicem, creșterea, forțarea sau fructului. Nu. Mi-a spus că nu aveți dumneavoastră cât ar cere piața. Da, cât ar cere piața. V-ați gândit și la o formă de asociere în cooperativă, adică considerați cooperativa
o formă prin care exploatația dumneavoastră s-ar dezvolta în viitor? Da. Bine, dacă ați găsit-o și dacă partenerii potriviți. Partenerii potriviți, da, din contră, ar fi ceva avantajos. Știți de ce vă spun? Pentru că este păcat, ne aflăm în zona montană la Novaci, unde există mai multe exploatații cu căpșuni și este păcat ca Gorjul în viitor să nu dea României un produs, da? Chiar căpșunul de Novaci. Da, la noi în Gorj sunt foarte mulți tineri fermieri pe căpșună sau multe și alte modalități de fermieri care am face față poate tot județul Gorj. Deci numai Novaciu. Problema este și alta, că făcând asocierea aceasta e o idee foarte, foarte bună. Nu mai vin din partea cealaltă tot felul de nebunii pe supermarketuri. Bravo! Aici voiam să ajung. Foarte bun. Pentru că noi, prin asociere, da, putem oarecum să preîntâmpinăm, da, aceste importuri. Reușind la rândul nostru să avem o producție suficient de mare, da, împreună, încât să desfacem prin supermarket. Spune-mi și mie cât de greu a fost să intri în supermarket. A fost foarte greu. Dar greu spus, atât timp cât ai materie bună, intri ușor. Spui că totul s-ar raporta totuși la calitatea produsului pe care îl vinzi și cantitate. Normal că ne trebuie și cantitate. Degeaba duc eu 500 de kg și nu mă duc o dată și după aia nu m-am ce duce și dar nu avem constanță. Dar și în supermarketul lui, când fac un contract, sigur, trebuie să fie ferme. Da, pe cantități ferme, pe anumite perioade. A fost greu să intru. Deci a fost foarte, foarte greu să intru. Noi suntem mai mici. Noi suntem mai mici, încă o dată. Da, dacă ați fi venit, probabil, mă gândesc că dacă ați fi venit cu o cooperativă care să vă desfacă, se schimbă negocierile, nu? Da, deci, vă dați seama, mai vin încă 5 fermieri ca mine, sau 4, să zicem, da? 4, de ajuns 5. Și plus cooperativa și aceea, e altceva. Atunci nu poate să dea nimeni la o parte, că n-are cum. Hoinărim prin Novaci cu hoinarii noștri. Am ajuns într-o exploatație tot a unui tânăr fermier, finanțată tot prin măsura 6.1 din PNDR 2014-2020. Ne aflăm în exploatația tânărului fermier Merfu Luiza. Vă mulțumim că ne-ați primit. Și eu vă mulțumesc că m-ați vizitat. Da, ai niște căpșuni extrem de parfumate, credeți-mă, le-am gustat, Da, sunt naturale, probabil asta este aici succesul. Ce suprafață ai, Luiza, aici? 3500. 3500 de metri pătrați. De metri pătrați subsolar. Da. Cam anul ăsta, de exemplu, câtă producție ai făcut? Până în momentul de față, 1500, o tonă jumate, două. O tonă jumate, două, de pe suprafața asta. Cum te descurci cu comercializarea, Luiza? Am dus la piață, am dat la persoană fizică, m-am descurcat. Direct de la gura fermei? Da, da. Ai vândut și direct din exploatație? Da, de la poartă. Lași cumpărătorii să vină să culeagă ei, dacă ar exista solicitarea asta, de exemplu? Da, chiar i-am rugat că nu am cu cine. Da, da. Vă lipsește forța de muncă? Da, da. Ne trezim de la 5:30, la 5:30 venim, în jur de 8:30-9 să terminăm. Cu cine îngrijești exploatația? Cu soțul și mai ajută soacra, socru. Decât în familie? Da, da. De ce? Nu găsești oameni? Mai am câțiva vecini, mai lucrează. Nu, nu și nu prea sunt, da, oameni nu. Foarte puțin. Știm cu toții că fermierii se confruntă cu lipsă de forță de muncă, tocmai pentru că majoritatea românilor aleg să părăsească țara
și să muncească dincolo în agricultură. Da. Pentru asta nici statul român nu a făcut și nu a încurajat până la urmă această forță de muncă care lucrează în agricultură. Se pot oferi anumite facilități fiscale astfel încât să încercăm să-i ținem aproape și iată și voi să vă dezvoltați. Într-adevăr, fiind o suprafață mare, nu o poți lucra, eforturile sunt enorme, astfel încât să o poți lucra doar cu familia ta. Da. Ne-au ajutat utilajele, am încercat să ținem cât posibil plantația așa cum ar trebui. Da. Reușești să-ți vinzi producția? Până în momentul de față, da, dar... Consider că asocierea ar fi una dintre soluții? Bineînțeles, ar fi cel puțin să-i da producția direct cu prețul care îl vei încasa tu. Adică la noi, cel puțin în Novaci, s-a vândut căpșuna cu 15 lei, în momentul de față este 14 lei pe piață, iar eu, sincer, am dat-o cu 8 lei. Pentru că nu am unde să o dau. Ce ne lipsește, Luiza, și de ce nu ne asociem? Iată că suntem la Novaci, suntem în a doua exploatație cu căpșuni, da? Da. Chiar și la celălalt fermier, celălalt tânăr fermier, am discutat de această nevoie a producătorilor mici și mijlocii să se asocieze în aceste cooperative, dar totuși ce ne lipsește? Cred că... De ce nu o facem? Unde există blocajul? Neîncredere, probabil, între oameni. Da. Le este frică, chiar, da, le e frică, nu știu, să se asocieze, să aibă încredere unul într-altul, să... Da, o să mai avem discuții. Eu chiar îmi doresc foarte mult, pentru că zona Novaciului nu este numai o zonă zootehnică și iată, aici am reușit să dezvoltăm cu ajutorul fondurilor europene și niște exploatații destul de generoase, adică dacă iau adunate toate exploatațiile cu căpșuni sub sere și solarii, Novaciu are numai la ora actuală câteva hectare care ar putea deveni o forță și ar genera atât de multă plus valoare de la desfacerea directă a acestui fruct în stare proaspătă până la procesare. V-ați putea dezvolta și ați putea ajunge oriunde. Într-adevăr, este vorba și de mentalitate, dar și majoritatea se raportează la vechile CAP-uri, ceea ce este total fals. Cooperativele funcționează în toată Uniunea Europeană. Fermierii mici și mijlocii din toată Uniunea Europeană așa s-au dezvoltat, au ajuns la cifre de afaceri amețitoare. Noi nu ne îmbătăm cu apă rece, nu spunem că și la ei procesul a fost de zeci de ani, dar el trebuie început, pentru că astfel prognozez ca aceste exploatații în 5 ani sau poate maxim 10 ani vor dispărea. Nici noi nu mai putem rămâne, din punctul meu de vedere, singuri în piață. În primul rând vă bateți cu o piață de import care vine cu niște prețuri extraordinar de ofertante pentru cumpărător. Într-adevăr, căpșuna care este produsă în pământul țării niciodată nu va avea gustul unei căpșuni produse nu în pământ, ci pe niște materiale alternative, da, care n-au nicio legătură cu organicul. Încercăm. Aș vrea ca fermierii novăceni să-și facă această cooperativă, pentru că, așa cum am spus, potențial există. Novaciu are o suprafață de câteva hectare de căpșuni, la ora actuală, în spații protejate, puse la un loc, iar voi veți avea numai beneficii.
Dacă ar fi să dai un mesaj pentru un tânăr fermier care vrea să preia o exploatație și să se apuce de agricultură, ce i-ai transmite, Cristina? Pentru că tu ai într-adevăr o experiență, ai implementat un proiect pe fonduri europene, un tânăr fermier, ai finalizat cu bine, ți-ai realizat toți indicatorii, ai picat chiar și pe un eșantion, mi-aduc aminte întâlnirea cu experții AFIR, da, ai depășit exact toate etapele riguroase ale unui proiect pe fonduri europene. Ce le-ai transmite? Da, eu tind să cred și să am speranța că se va schimba înspre bine în ce ține de agricultură și din ce ne-am mai documentat și noi cât de cât. Așa. Să nu-și piardă speranța. Am fost și dezamăgiți, am fost și mulțumiți. Dar cred că până la urmă ajungem la concluzia că tot agricultura ne ține sus și ne ajută și cred că în viitor toți o să se îndrepte spre agricultură. Și în momentul de față, nu știu, uneori ziceam că o să renunță, dar cred că parcă tot asta ne ține și cred că nu o să ne lăsăm și încercăm să ținem pasul, na, și mai puțin și mai mult și eu zic că tot la noi în țară e mai bine. Am ajuns la capătul drumului. Suntem cu echipa Hoinarii. Mulțumim Iulian Bocâi și Cătălin Pilea pentru această experiență minunată în exploatațiile noastre. Ne aflăm la Baia de Fier în exploatația celui mai tânăr fermier al Gorjului, Cătălin Boțoteanu. Mulțumim că ne-ai primit cu atâta amabilitate la tine și discutăm despre cooperativa agricolă New Mountain Lact, al cărui inițiator și militant neobosit este fermierul nostru. Știu din multiplele discuții cu tine că ești pasionat de sectorul zootehnic. Aș vrea să ne împărtășești din pasiunea ta. Cum a început această pasiune, Cătălin? Bună ziua! Mă bucur că sunteți la mine în fermă. Această pasiune am început-o încă de mic, acum vreo 5 ani de zile. Am cumpărat câteva exemplare din rasa bălțată românească, pe care le-am înmulțit, ajungând la un număr de 7 bovine mature. Animalele sunt de lapte, produc cantități foarte mari de lapte. Nu știu dacă pot spune că am moștenit de undeva o pasiune sau alta, dar am dezvoltat pasiunea pentru zootehnie. Ca dovadă pentru asta, după bacalaureat, îmi voi depune dosarul de înscriere la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului. Zilnic mă ocup de îngrijirea animalelor și de prepararea produselor din lapte. Calitatea produselor este de altfel recunoscută de cumpărători, cel mai mulți dintre ei revenind cu alte comenzi. Aș vrea să ne povestești puțin despre gama de produse tradiționale pe care tu le realizezi și vreau să vă informez că chiar tânărul fermier le face. Eu mă ocup de procesare. Procesăm laptele crud în diferite brânzeturi, cum ar fi cașcavalul, brânza, telemeaua, brânza de burduf sau crema de brânză cu mărar. De curând am încercat un nou mod de conservare a cașcavalului, îl învelim în ceară. Ceara îl protejează foarte bine. În ceea ce privește cooperativa agricolă New Mountain Lact, sunt unul dintre membrii fondatori. Am fondat-o în urmă cu aproape un an pentru a crește productivitatea și competitivitatea într-un sector dominat de mari producători și de marile lanțuri comerciale.
Am început cu gândul că o cooperativă agricolă asigură și profitabilitatea fermei agricole, indiferent de dimensiune. În prezent, în cooperativă avem 5 fermieri asociați. Cum reușești să-ți comercializezi aceste produse? Și cât de greu este? Este destul de greu. Ne-a fost de foarte mare ajutor buticul alimentar. Da, ar trebui să spunem cu această ocazie că butictransatravel.ro este prima platformă de comercializare online. Ea înglobează pe platformă membrii cooperativelor zonei montane. Noi ne dorim să-l dezvoltăm și cumpărătorii să ajungă la produsele gustoase pregătite de voi în fermele din zona montană a Gorjului. Care sunt planurile tale de viitor? Unde te vezi tu peste 5 ani? Vreau să urmez facultatea de medicină veterinară la Timișoara, după care să profesez tot în domeniul creșterii animalelor, să mulțesc efectivele de animale și să ajung la un randament cât mai bun de la acestea. Care crezi tu că este cea mai mare provocare cu care te-ai putea confrunta în anii aceștia? Forța de muncă este una dintre problemele pe care le avem crescătorii de animale, după care a fost o problemă și comercializarea produselor. Vânzările pe butică au început să fie cât mai numeroase, clienții fiind mulțumiți de produsele noastre și revenind destul de des cu comenzi. Da, și ar trebui să mai spunem că, într-adevăr, butictransatravel.ro a apărut această comercializare online, această platformă a apărut și în această perioadă în care România a fost sub starea de urgență și noi ne-am capacitat la nivelul zonei montane cu acești fermieri harni și inimoși pentru a pune la dispoziție cumpărătorilor din Gorj produse de înaltă calitate. Pe această cale le mulțumim și îi asigurăm că fermierii noștri produc în continuare, își fac treaba, indiferent de vreme sau de vremuri, așa cum specificăm de fiecare dată. Noi îți mulțumim încă o dată, Cătălin, îți urăm să ai un drum drept, fără obstacole și visul tău să fie împlinit, să ne revedem în aceeași formulă cu hoinarii noștri peste 5 ani, când tu îți vei dezvolta exploatația. Eu am încredere că tu vei reuși să faci acest lucru, pentru că cunosc foarte bine pasiunea ta în domeniul creșterii animalelor. Ești un exemplu și pentru încheiere aș vrea să dai un mesaj unui tânăr fermier. Care ar fi mesajul tău pentru un tânăr fermier care ar prelua acum o exploatație? Mulțumesc mult și mesajul pe care vreau să-l împărtășesc cu altor tineri fermieri care vor să profeseze ar fi să-și mențină încrederea și să lupte pentru pasiunea lor.